Despre o altă Olga va fi vorba acum. Este cea care a îndrăznit să escaladeze vârful Everest. Este cel mai înalt punct de pe pământ, cu o altitudine de 8.848 de metri deasupra nivelului mării. Primul moldovean care a reușit să urce până acolo este Andrei Carpenco. Datorită lui, acum 2 ani, Moldova a devenit a 42-a țară din lume care a reușit performanța. Iar anul acesta a fost și o femeie acolo din Moldova. Olga Țapordei și-a propus să urce pe cel mai înalt vârf. Escaladarea a fost dificilă, condițiile climaterice au fost și ele dificile, la pachet cu lockdown-uri, pentru că inclusiv acolo, aflându-se deja pe o platformă aproape de vârf, au fost introduse restricții care la rândul lor au întins tot procesul, l-au făcut mai dificil, dar iată că avem această fotografie cu Olga Țapordei urcată pe Everest. Profilul ei este și o istorie foarte plină de detalii despre cum a început totul, pe cei cu cine am vorbit, pentru că e un efort comun. Noi lăudăm un om, dar îți dai seama, în spatele asta e un parcurs, sunt pregătire, sunt câteva luni, efort financiar inclusiv. Și un efort financiar destul de mare, se spune că pentru a urca pe Everest ai nevoie de vreo 60-70 de mii de dolari. Pentru a urca, da, cobori, tot trebuie să plătești ca să cobori, și e ca la club de noapte. Spuneți-ne și voi în comentarii dacă cei ce vă povestim noi reprezintă pentru voi un motiv de mândrie și de bucurie, iar noi